De Paște respectăm tradiția și punem pe masă friptura de miel și drob. Chiar dacă numărul românilor care preferă carnea de miel este mic, nici măcar aceia nu consumă carnea de miel pe tot parcursul anului. Oare de ce consumăm carne de miel doar în perioada sărbătorilor pascale? Aproape fiecare familie care are bani își cumpără miel în această perioadă, iar în cursul anului toată carnea ajunge în import. Eu am cumpărat, așa că nu are rost să... Și, de exemplu, pe parcursul anului mâncați? Nu prea. Ce cauză? Păi toată carnea are colesterol. Așa că trebuie să mâncăm mai puțină carne pentru colesterol. România este pe locul 4 în Europa după efectivul de ovine, însă românii nu consumă în mod obișnuit carne de oaie și de miel. Tradițional, o singură zi pe an, de Paște, pe masă se regăsește carnea de miel. Aștept să-mi aducă, mâncăm. Dar pe parcursul anului? Nu. Ce cauză? Nu știu de ce. Soțul meu nu mănâncă și atunci... Profit de ocazie numai pentru mine, mănânc de pas și gata. De obicei, mai rar așa. Da. Ce cauză? Ocazițional. Nu știu, probabil că nu e o tradiție bine stabilită cu carnea de miel. Mai mult pasăre de casă și... Pentru români, oaia este doar producătoare de lapte și de lână. În Europa, carnea mieilor românești este extrem de apreciată deoarece este de bună calitate.